Hai, salut! Vrei să afli cum și de unde vine o poză cu un portret, cu o persoană? Tot pe baza asta poți să te și protejezi să afli dacă o poză de-a ta este undeva prin internet fără acordul tău. Cum poți să faci asta? Simplu de tot. Intri pe pagina PIMES, nu știu cum se spune pe engleză, este egal, PIMES. Suntem acum acolo. Aici, de exemplu, încarcă o poză. Bineînțeles, pagina asta eu am tradus-o cu Google în limba română, ca să vă arăt exact cum e. Așa, încărcați fotografia și aflați unde sunt publice imaginile. De exemplu, luăm o poză. Ia să vedem ce poză să luăm, unde putem merge. Videoproiecte de aici, uite aici de exemplu, o poză cu mine. Așa, ni se încarcă poza. Ups, nu este nici una din noi. Nu este, trebuie să o închid. Mai căutăm încă o poză, hai să vedem unde îmi găsesc eu o poză mai cu moaca mea, de exemplu. Unde este mai în față, uite o luăm pe asta, de exemplu. Să vedem una din cei trei. Ia uite-l. Ăsta-s eu. Continuați la căutarea feței. Accept. Accept politica de confidențialitate. Bineînțeles, aștia două butoane sunt dacă sunteți membru al acestei pagini și plătiți un abonament. Eu nu sunt membru. Putem să căutăm de 3 ori pe zi. De aceea începe căutarea. Și hai să vedem cu moaca mea pe unde apare poze. Ia uite, prin internetul cu mine. Pe aebs.org, pe organizația care o reprezint, pe Erich Mocanu, pe aici e undeva 201 Tub TVI, ia să vedem cine sunt ăștia. Habar n-am. Ia să vedem asta, dacă o deschidem. Aha, vezi, trebuie să fii abonat. Nu merge acum. Dar măcar știm cam pe unde este poză cu mine. Mai este aici live, videos, nu știu ce. Ce mai avem pe aici? O grămadă de poze, AEBS, de la Știri Diaspora, de la Niter IT. Deci internetul este plin cu chipul meu. Da. Ia uite, ei românii din UK. Și acolo, Faceclip, Habanam, San 977, da, ok. Deci aici puteți să vă uitați și să vă găsiți cam pe unde sunt pozele împrăștiate cu chipul dumneavoastră, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, abonați canalul, că pe viitor să fiți informați de fiecare dată când apare o nouă știre, nouă lege, nouă hotărâre judecătorească sau asemenea informații interesante din domeniul internetului și IT-ului. Ciao!